Frați și surori, dacă nu mă greșesc, frați, au ajuns la capitolul 8 din 1 Corinteni și aș vrea în seara asta să-i dăm citire. Dacă aveți scripturile, vă rog să le deschideți. Începând cu versetul 1, spune așa: în ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm că toți avem cunoștință, dar cunoștința îngâfă pe când dragostea zidește. Dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în lume un idol este tot una cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu. Căci chiar dacă ar fi așa numiți Dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, cum și sunt în adevăr mulți Dumnezei și mulți domni, totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Dar nu toți au cunoștința aceasta, ci unii, fiind obișnuiți până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol și cugetul lor, care este slab, este întinat. Dar nu carne ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu, nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Luați seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de poticnire pentru cei slabi. Căci dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui care este slab nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor? Și astfel el, care este slab, va peri din pricina acestei cunoștințe a ta, el, fratele pentru care a murit Hristos. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. Dacă doriți, dați o pagină, la versetul 23, capitolul 10, Sfântul Pavel își continuă gândul care l-a început în capitolul 8 și spune așa: toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să-și caute folosul altuia. Să mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetați ceva din pricina cugetului, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Dacă vă poftește un necredincios la o masă și voiți să vă duceți să mâncați din tot ce vă pune înainte, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Dar dacă vă spune cineva lucrul acesta a fost jertfit idolilor, să nu mâncați din pricina celui ce v-a înștiințat și din pricina cugetului, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Căci de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? Dacă mănânc, aducând mulțumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru care mulțumesc? Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. După cum mă silesc și eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți, ca să fie mântuiți. Frați și surori, această epistolă deosebit de Romani, care se leagă capitol cu capitol, această epistolă are cicluri de capitoli care se leagă. Și e foarte frumoasă, la fel ca Romaniu, numai că nu se leagă exact de la capitolul 1 până la 8, dar are câte 2, 3, 4 capitoli unul lângă altul, se leagă foarte bine. De aceea am îndrăznit să citesc capitolul 8 și să sar și la 10, să observați că de la capitolul 8 până la 10 e același mesaj a Sfântului Pavel. Prin ce vedem că e același mesaj? Dacă o să observați în Corinteni, putem observa legătura dintre capitole prin niște fraze care se încep la începutul capitolului. Și dacă observați în versetul 1 din capitolul 8, spune: în ce privește lucrurile jertfite idolilor. Deci acest cuvânt, în ce privește, înseamnă că Pavel probabil că au primit niște vești, o scrisoare, niște întrebări la care el trebuia să dea răspuns. Și în felul ăsta e formată epistola către Corinteni. Pavel dă răspuns la întrebările fraților din Corint. Dacă o deschideți la
La capitolul 12, versetul 1 spune, în ce privește darurile duhovnicești, alt subiect, alt învățătură, altă temă e. Și prin asta observăm că capitolul 12 cu 14 sunt foarte legate și la mijloc ai pus capitolul 13, care toți știm că sunt foarte legate între ele și anume dragoste. Dacă dăm la începutul epistolei, în capitolul 1, versetul 11, Sfântul Pavel ne spune, căci fraților, am aflat despre aicloie că între voi sunt certuri. Și de la capitolul 1 până la capitolul 4 inclusiv, Sfântul Pavel, cum au zis și frații de aici, în joile trecute, când a fost fratele Ștefan și alți frați, capitolul 1 la 4 vorbeau de niște neînțelegeri între ei. Și Pavel, în primele patru capitoluri, rezolvă această întrebare, și anume cearta dintre ei. Cum ar trebui să ia atitudine, cum ar trebui să se poarte în casa lui Dumnezeu și cum ar trebui ca să nu se sfălească unul împotriva altuia. Că eu îl prețuiesc pe fratele Pavel, dar eu mai degrabă cu Chifa mă leg, dar eu cu Apollo, dar eu cu Barnaba sau cu altcineva. Și Sfântul Pavel zice, stați un pic, frați și surori, nu merge așa. Noi suntem nimic, suntem niște slujitori al lui Dumnezeu, care nu facem altceva decât sădim și udăm. Dar cel mai important dintre slujitori, cel care e piatra, cel pe care se merită să zidești construcția lui Dumnezeu, chiar dacă noi suntem meșteri zidari, e singurul Dumnezeu. Și dacă încercați să zidiți pe oameni, să vă bazați pe oameni, înseamnă că zidiți fân, trestii și paie, care la ziua judecății sau ziua Domnului va da pe față pe cine v-ați baza voi. Și Sfântul Pavel vrea să ia această neînțelegere sau această bază pe ei sau această încredere în ei ca și apostol, zice, nu, uitați-vă la Iisus. Frați și surori, de ce spun asta? Capitolul 4, versetul 6 spune, fraților, pentru voi am spus aceste lucruri în icoană de vorbire cu privire la mine și la Apollo, ca prin noi înșine să învățați să nu treceți peste ce este scris. Cum i-a spus și am s-o citit și azi înainte de adunare, că Domnul Iisus Hristos, dacă nu mă greșesc de trei ori, când a venit ispita, a venit diavolul, zice, este scris, înapoi a mea Satan. Sau este scris, este scris. Și Sfântul Pavel îi pune la punct frumos ca să nu se mai certe mai mult și spune, este scris. Și niciunul din voi să nu se fălească deloc unul împotriva celuilalt. Uitați-vă, capitolul 4 duce aceeași temă din capitolul 1 și 2. Sfântul Pavel e un om, un apostol extraordinar, un om foarte inteligent, un om care știa să scrie foarte bine. Și când dădea răspuns, era foarte, să zic așa, un, nu orator, dar un scriitor foarte bun. Și nu era, de multe ori citim Biblia și poate ne încurcăm, nu înțeleg, începe cu una, termină cu alta, dar era foarte logic, era foarte atent în ce scrie și argumenta atât de frumos învățătura lui. Doar ajută-ne, Doamne, ca noi să observăm și să înțelegem. Amin. Exact capitolul 8, capitolul 9 și capitolul 10, cum 1 și 4, 12, 13, 14 legate, exact așa, 8, 9 și 10 sunt foarte legate. Și eu în această zi nu aș vrea probabil să trec peste fiecare verset, dacă fraților să vrea să le ia din nou, să le ia din nou, să pătrund în ele mai adânc, eu aș vrea ca să vedem aceste capitole într-o măsură, într-o privire de ansamblu, dacă se poate, și anume să vedem ce vrea să spună Sfântul Pavel, ce vrea să ne învețe. Dacă ați observat, capitolul 8 ne spune, versetul 1, în ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm că toți avem cunoștință, dar cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Frați și surori, Sfântul Pavel vrea să ne spună, nu-i destul să ai cunoștință ca să trăiești după Evanghelie. Pentru că uneori cunoștința, chiar dacă tu știi foarte bine și cunoști tainele și cunoști toată știința, știi, ții rigid de ea, nu totdeauna te ajută. Din contra, poate să te, și spune, celor mândri Dumnezeu le stă împotrivă, e poate să te coboare, poate să te doboare, pentru că nu-i suficient ca să trăiești după Evanghelie doar cunoscând, dar într-o trăire atentă, într-o atitudine extraordinară, sensibilă față de frați. Trebuie să fii atât de atent în trăirea ta, în atitudinea ta față de fratele tău, încât să depășească cunoștința ta sau uneori chiar să mergi împotriva cunoștinței tale și spui, chiar dacă eu știu că nu păcătuiesc,
chiar dacă eu știu că mă duc într-un templu de idoli și mănânc și n-am nicio problemă, pentru că, cum spunea Pavel în versetul 6, eu știu că în lume există numai un Dumnezeu și nu mă interesează, nu mai cred nici într-un idol, nici într-un Dumnezeu. Eu știu că este unul singur și lui mă închin. Și indiferent unii mănânc, unii mă rog, cât sunt în adunare, cât sunt în afară, nu mă interesează și nu mă afectează cu nimic, pentru că cu putere și cu tărie mă bazez doar pe un singur Dumnezeu. Și Sfântul Pavel zice, foarte bine că știi lucrurile astea, dar asta nu e suficient ca tu să slujești frumos lui Dumnezeu, foarte bine lui Dumnezeu, ci pe lângă cunoștința ta, ține cont că sunt frați mai slabi în adunare, sunt oameni mai slabi lângă tine, sunt oameni care se afectează de o purtare a ta, chiar dacă o faci prin cunoștință evanghelică. Oricum, îi sui tu foarte atent la purtarea ta și zici, băi, dar tu de ce ai mâncat? Mi s-a întâmplat, odată eram vreo jumătate de an în România și m-a luat cumnatul meu, zice, hai să bem o cafea. Eu n-am știut unde mă duce, hai să bem o cafea. Că mă întâlnesc cu mătru meu și să-i predic Evanghelia, că când am intrat în locajul acela, îi zice cu mătru lui, zice, băi, când mergem la biserică odată, la Vitale, ca să ne pocăim și noi, că nu te-ai săturat tu de lumea asta? Ei, na, o discuție evanghelică frumoasă. Dar n-am știut unde ajung. Când m-am trezit, am ajuns nu într-o cafenea, nu într-un restaurant, am ajuns într-un bar. Și eram la fereastră, la masă, și să fac? Nu, să ies amus, mă fac... zic, Doamne, bar, nu bar, casă de rugăciune, eu și aici pot să vestesc Evanghelia. M-am folosit deja, nu m-am spăret, n-am zis, băi, eu nu am intrat niciodată în locașul de astea, ies chiar amus. Sigur, acolo era o atmosferă, că știți dumneavoastră, cei care ați mai trăit prin lume, nu atât de frumoasă, nu bisericească, nu era o atitudine foarte, să zic, o prezență a lui Dumnezeu deosebită, dar a nimerit, ce să fac? Eram la fereastră, zic, Doamne, să treacă amul vreun frate de-a meu și să mă vadă unde stau eu. Și impresia își fac el despre mine? Și am zis, Doamne, fă ca nici un pocăit care mă cunoaște să nu treacă pe aici și nici un om care mă știu să nu treacă pe aici. Ei, eu pot să zic, dar pe mine nu mă interesează ce ați gândească fratele sau omul cel. Eu știu că eu aici pot să mă rog și aici pot să vestesc Evanghelia. Corect. Dacă poți să eviți să fii cunoscut, să te vadă. Dar de multe ori se întâmplă că te vede cineva. Și vreau să vă întreb, dacă pe mine mă vedea cineva și eu eram indiferent și zic, dar nu mă interesează, făceam corect? Nu. Cineva, dacă mă vedea, zicea, băi, dacă își pocăiță, intră în bar. Apoi de-am, nu mai știu. Cine sunt oamenii sfinți? Povestea un frate misionar, era în Italia, s-a dus să vadă Colozeu și a spart mașina și a luat la toți copiii instrumentele. De mii de euro. Vioară, trompetă, ce mai aveau ei acolo, flaut și tot așa mai departe. Și zici, când a ajuns la mașină, se uită, zice, Doamne, copii, hai să mulțumim Domnul, să ne rugăm, zic, Doamne, binecuvântă omul și ala. Ei, el nu știu, s-a rugat omul. Zice, când s-a dus peste un an tot în biserica aceea, se apropie un om care a început să frecventeze adunarea. Și zice, frate, atât de tare mi-a plăcut atitudinea voastră. Zice, dar care atitudine? Zice, eu n-am văzut cine v-a luat instrumentele, dar am văzut că când v-ați apropiat de mașină, mașina era spartă. Dar atât de tare mi-a plăcut atitudinea voastră că nu v-ați certat, nu v-ați enervat, n-ați început arăcnie la poliție, dar v-ați pus și v-ați rugat. Și atât de tare m-a frapat lucrul ăsta, cum a făcut să vin la biserică, că am o an zile când mă duc la adunare. Ei, cât e de important ca pe lângă cunoștința noastră să trăim în funcție și de cugetul celor mai slabi din adunare. Asta e capitolul 8. Ce are capitolul 9 cu capitolul 8? De obicei, cei care vorbesc și dau învățături sunt și oameni care zic, vei, dar vorbești frumos. Dar ea spune cum trăiești tu. Și Sfântul Pavel, pentru că știa că sunt așa nevoi în biserica din Corint, știa că sunt oameni care sunt împotriva lui, zice versetul 3 din nou, iată răspunsul meu de apărare împotriva celor ce mă cercetează. Pentru că îl cercetau și pe dânsul, zice, vei, vorbești frumos, că nu trăiești doar numai după cunoștință. Dar trăiești în funcție de... Îi ridici și îi slabi, îți pasă de ei, le arăți exemplu, chiar dacă mergi împotriva cunoștinței tale și știi că ești liber să te duci în orice local, dar tu nu te duci. De ce? Pentru că să-l câștigi pe cel mai slab din adunare sau din sat sau din oraș sau din clasă. Zice,
vorbești frumos, ia arată tu cum trăiești, ia spune-mi tu, amu, cum tu trăiești. Sfântul Pavel zice, eu am să vă spun și vă arăt pe mine exemplu cum trăiesc eu, pentru că nu numai pe voi vă învăț, ci eu singur sunt un exemplu. Și versetul 3 zice, iată răspunsul meu de apărare împotriva celor ce mă cercetează. Sunt oameni mereu care cercetează pe alții și îi caută să-i prindă. Și Sfântul Pavel începe să deschidă o întrebare, o temă foarte interesantă, la care vreo jumătate de an, dacă nu vreo un an în urmă, cred fratele Jean și-a adus aminte din predica aceea, unde am spus că slujitorii au nevoie și au dreptul să fie susținuți. Și cei care au fost atunci, probabil și mai aduc aminte. Și am arătat din Scriptură și am folosit și din capitolul 9 exemple că ei trebuie să fie susținuți, pentru că așa e scris, uitați-vă dumneavoastră, Sfântul Pavel cum își începe apărarea lui. N-avem dreptul, versetul 5, capitolul 9, n-avem dreptul să ducem cu noi o soră care să fie nevasta noastră, cum fac ceilalți apostoli și frații, Domnul și Chifa? Oare numai eu și Barnaba n-avem dreptul să nu lucrăm? Cine merge la război pe cheltuiala sa? Cine sădește o vie și nu mănâncă din rodul ei? Cine paște o turmă și nu mănâncă din laptele turmei? Lucrurile acestea le spun după felul oamenilor, nu le spune și legea? Și Sfântul Pavel deja, după ce a folosit argumente firești, că e normal ca un om să se folosească de dreptul lui pe care îl are, începe să argumenteze acest drept al lui cu Scriptura deja. Și spune-ne, lucrurile acestea le spun după felul oamenilor, versetul 8, nu le spune și legea. Și folosește Scriptura să-și arăte că el are dreptul să fie susținut. În adevăr, în legea lui Moise este scris, să nu legi gura boului care trăieră grâu, pe boi are în vedere Dumnezeu aici? Sau vorbește el în adins pentru noi? Da, pentru noi a fost scris astfel, că cine ară trebuie să are cu nădejde și cine trăieră grâu trebuie să-l trăiere cu nădejde ca să avem, să aibă, că va avea parte de el. Dacă am semănat printre voi bunurile voastre, bunurile duhovnicești, mare lucru dacă vom secera bunurile voastre vremelnice. Și haideți să trecem la versetul 14, care Pavel face concluzii la toate argumentele lui scripturale, care le-au găsit în Scriptură ca și susținere și spune tot așa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Și data trecută am susținut că slujitorii au dreptul și dacă cineva poate cu ceva să-i ajute, Domnul să-i binecuvânteze și Dumnezeu îi va răsplăti. Ei, astăzi, eu exact gândul Scripturii, care îl găsesc în 8, 9 și 10, și vă prezint o altă parte a ceea ce câștigă slujitorii atunci când nu acceptă sponsorizare. Și anume, versetul 15 din capitolul 1, dar eu nu m-am folosit de niciunul din aceste drepturi. Cu alte cuvinte, zice, eu nu numai vorbesc și vă învăț frumos, eu și trăiesc cu oameni buni, pentru că știu că sunt în adunare unii dintre voi slabi. Și când aud că, cum spunea unii frați, zice, dacă noi suntem susținuți, când ne ducem la magazin, zice, poate să vii cineva să uite în torbă ce am cumpărat. Și dacă mâncăm cârnați mai scump ca dânsul, zice, aha, dar pe ea că cum? Și frații de atâta zic, dar nu-i mai trebuie nicio sponsorizare, nu vrem nică. Ei, dar dacă ei refuză, ce câștigă? Și Sfântul Pavel spune, dacă vestesc Evanghelia, versetul 16, nu este pentru mine o pricină de laudă, versetul 17. Dacă fac lucrul acesta de bună voie, am o răsplată, chiar dacă îl fac de silă, este o isprăvincie care mi-a fost încredințată. Care este atunci răsplata mea? Pentru că dacă refuz acest lucru, de care tu ai dreptul să iei, este să vestesc fără plată Evanghelia pe care o vestești și să nu mă folosesc de dreptul meu în Evanghelie. Căci măcar că sunt slobod față de toți, și asta e cuvântul cheie, uitați-vă la capitolul 8, versetul 9, luați seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de poticnire pentru cei slabi. Și Sfântul Pavel zice, măcar că sunt slobod față de toți, măcar că am dreptul să iau de la voi, pentru că eu sunt păstorul, voi sunteți oile, eu sunt plugarul, voi sunteți pământul, eu sunt bou care trăieră grâu, care voi sunteți grâu, oare nu am dreptul să mănânc? Ce, să-mi legați gura? Zice, nu, eu sunt slobod și eu am dreptul să iau de la voi. Măcar că sunt slobod față de toți, versetul 19, capitolul 9, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți.
E bine să ai cunoștință că poți să intri într-un templu de idoli, dar e bine să știi. Dacă vrei să-i câștigi pe toți, mai bine nu intra. E bine să ai cunoștință că ai dreptul să iei sponsorizare. Ăsta e argumentul lui Pavel. E bine să fii slobod față de tăți, să ai dreptul, spui, frate, eu am dreptul. Frate, eu sunt slobod față de voi. Dar, zice, eu am refuzat să iau dreptul ăsta. De ce? Ca să fiu robul tuturor. Ca pe niciunul din voi să nu pierd. S-o gândit Sfântul Pavel în ce privește biserica din Corint, fiți atenți la cuvintele care le spun, pentru că în altă biserică l-au susținut și au luat ajutor, dar în ce privește biserica din Corint, au avut ca principiu, ca scop, să nu se folosească de cunoștința lui scripturală, să nu se folosească de dreptul lui care îl dădea Scriptura. Și a spus, eu măcar că sunt slobod, m-am făcut robul vostru. De ce? Ca să câștig pe cei mai mulți. Și versetul 22, frumusața acestui capitol, spune, am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Ăsta era principiul lui Pavel. Zice, pe mine nu mă interesează să mă ajutați, eu mai bine mă duc cu mâinile mele, lucrez zi și noapte, sufăr, de foame, cum scrie în 2 Corinteni, zice, știu să trăiesc și în belșug, știu să trăiesc și în nevoie, știu să trăiesc și sus și jos. De ce știu toate aceste lucruri? De ce am refuzat să mă folosesc de dreptul mele? De ce nu m-am folosit de slobozenia mea în Evanghelie? Pentru ca să câștig pe toți frații, ca niciunul din adunare să nu aibă scop sau pricină să spună, frate, tu ești un prilej de poticnire pentru mine. Dar zice, că mănânci cârnați mai bun ca mine. L-au spus, mie nu-mi trebuie nici cârnați, eu mai bine mănânc cel mai rău dintre voi. Mai bine sunt cel mai sărac, mai bine sunt cel mai chinuit, dar ca să vă mântuiesc pe voi, frați și surori, asta câștigă frații noștri atunci când refuză, asta câștigă ei atunci când trăiesc în felul ăsta așa cum o trăiesc Sfântul Pavel. Sigur, ei nu merg prin aer și Dumnezeu le poartă de grijă, dar atunci sunt momente, Sfântul Pavel zice că în biserica din Corint, în perioada aceea, în biserica aceea numi, cu probleme specifice, nu am luat. Pentru că vă iubesc, frați și surori, ce exemplu frumos să trăiești în funcție de cugetul fratelui. Mulți se gândesc așa, a trăi după Evanghelie înseamnă a trăi doar după ce e scris. Nu e așa, frațul. Chiar dacă am început, adunarea s-a început așa, și dumneavoastră ați înțeles în ce sens mă refer, în sensul că nu te folosești de cuvântul scris al lui Dumnezeu unde e favoarea ta și nu favoarea ta. Cred că m-ați înțeles corect. Deci, eu știu ce e scris în Scriptură, eu știu că am dreptul, dar zic, Doamne, de data asta eu de Scriptură n-ascult, pentru că neascultând în defavoarea mea, că eu voi fi osândit, eu câștig încă mai mult, frați. Și Sfântul Pavel se ducea mult mai mult de idei și prejudecățile oamenilor ca să-i cucerească pe toți. Frații mei, și în versetul 27, cuvântul care s-ar putea să fie de multe ori înțeles greșit, eu când am venit la Domnul, acest cuvânt pe mine tare mă ne tulbura un pic și hai să-l citim, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Și mă gândeam că aici se are în vedere să nu te pieptini, să te speli mai rar, să fii mai boțât, pentru că așa te porți aspru, nu, și cât mai urât, să nu se uite nimeni la tine. Nu asta a vrut Pavel să spui. Pavel a spus, eu sunt gata să mă umilesc pentru un suflet până la pământ. Eu sunt gata să cuceresc, să fac orice ca să cuceresc, desigur, în ramcele Evangheliei, ca să câștig măcar un suflet. Dacă am mai câștigat încă unul, să merite ca eu să fiu disprețuit, să merite ca eu să trăiesc în lipsă, să merite ca eu să mă port aspru cu mine. De ce e important ca noi să ne purtăm aspru cu noi și să ținem cont de ce să ne purtăm aspru? Ținând cont de fratele meu, nu să mă port aspru că, ai, văd că firea mea o e cam sus, de să o înghim, știți cum, câteodată mai luăm, câte un nac așa și ia, să te doară, să treci și tăte dorințele. Nu e așa, fraților.
când e vorba de fratele meu, în favoarea lui, eu sunt gata să mă smeresc, să mă port aspru cu mine, ca el să fie înălțat, ca el să fie binecuvântat, ca să-l cuceresc. De ce Sfântul Pavel trăia în felul ăsta? De ce se smerea atât înaintea tuturor fraților și îi cucerea cât se poate de mulți? Pentru că capitolul 10, după ce el a arătat exemplu bun al său personal, că el trăiește ceea ce învață din capitolul 8, și anume că trăiește în funcție de cugetul fratelui său și nu în funcție de cunoștința sa sau de drepturile sale, care le știe tare bine după Scriptura scrisă, el zice, de ce eu mă port așa? Unu, că îi cuceresc, și doi, în versetul 27 am zis, mă port așa pentru că nu cumva după ce am predicat altora eu să fiu lepădat. Și el aici ne aduce deja a doilea argument și a doilea exemplu. Unu a fost el personal, pozitiv, cum s-a purtat el frumos față de frați, dar al doilea aduce poporul evreu și este un exemplu negativ. Și uitați-vă cum se începe, versetul 2, toți au fost botezați în nor. Capitolul 10, versetul 2, și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași băutură duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Totuși cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Frați și surori, ce înseamnă beau din aceeași stâncă, erau botezați în același nor? Deci posibilitățile de a avea experiență cu Dumnezeu era la toți egal. Au gustat toți evreii din bunătatea lui Dumnezeu, toți au văzut minunile, toți au văzut botezul, toți au văzut mare despicând, toți au văzut și toți au gustat acea mană frumoasă, extraordinară. Au avut toți ca unul aceeași experiență. Dumnezeu nu a făcut diferență cu nimeni, cu excepție Moise, că au văzut slava Domnului. Dar în rest, nu a avut nimeni scuză să zică, da, eu nu l-am cunoscut pe Domnul așa cum tu. Dar, cu toate că toți au avut același Dumnezeu, cu toate că toți au avut aceeași experiență, cu toate că toți au avut același cuvânt din partea lui Dumnezeu, auzit de propriile urechi, Biblia ne spune, și este exemplu negativ, că mulți n-au plăcut lui Dumnezeu, ci într-o singură zi au căzut 23.000. De ce Sfântul Pavel se purta aspru cu el? Pentru că știa, nu-i suficient ca eu să predic, să mă folosesc de cunoștința mea, ci trebuie să adaug la libertatea mea și la cunoștința mea evanghelic, este să mă port până la urmă aspru cu mine personal. Pentru că nu contează cât de mult l-am cunoscut pe Dumnezeu, nu contează ce experiență am avut cu Dumnezeu, nu contează cine sunt eu azi, contează și cine sunt eu mâine. Și Sfântul Pavel ne arată acest exemplu negativ, cu părere de rău. Zice, versetul 7, să nu fiți închinători la idol, ceea ce a început în capitolul 8 și încheie în capitolul 10, ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul a șezut să mănânce și să bea și s-a sculat să joace, poporul a curvit, poporul a cârtit. Frați și surori, noi toți suntem oameni și dacă nu ne ținem într-o strictețe cu noi înșine, nu cu frații noștri, cu noi, eu cu mine, dumneavoastră cu dumneavoastră, într-o zi putem să ne trezim că plutim, chiar dacă am avut experiențe cu Dumnezeu care nu se pot descrie. Chiar dacă am fost cei mai buni evangheliști, cei mai buni frați, cei mai buni cântăreți, cele mai bune surori și mai jertfitoare, ai bun, dar nu-i suficient. Trebuie să te lupți până la urmă. Trebuie să te ții în sfințeni și în curățeni și în atitudinea ta față de cei din jurul tău, într-o asprime față de tine personal. Mulți oameni folosesc asprimea asta față de alți frați, dar Sfântul Pavel nu a făcut așa, frații mei. Uitați-vă cum încheie el capitolul 10 și cu asta închei. Concluzia în versetul 31 se face la toate trei capitole. Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, altceva nu știu deja, dumneavoastră știți ce faceți, să faceți totul pentru slava
lui Dumnezeu. Să nu fiți pricină, și aici iarăși continu în concluzia lui, să nu fiți pricină, fiți atenți la cuvintele astea, să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, deja schimbă din atitudinea față de frate, trece la atitudinea față de popoare, oameni, vecini, colegi, studenți și cum vreți dumneavoastră, să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru Biserica lui Dumnezeu. Mulți oameni vor numai pentru Biserica lui Dumnezeu să nu fie pricină. Și nu interesați ce cred cei din afară. Dar Sfântul Pavel nu a făcut așa. Zice, pe mine ce mă interesează este atât biserica, cât pentru biserică să fie un exemplu, atât pentru vecinii mei, atât pentru cei cu înțelepciune și pentru cei cărturari și pentru cei neînsemnați și pentru cei care vor minuni. După cum mă silesc și eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți ca să fie mântuiți. Omul ăsta a iubit oamenii, frați și surori. Omul ăsta s-a făcut pod și cârpă pentru mulți. Ca să-i câștige, măcar încă unul. Spunea cineva cu un milionar, când îl întrebi câți bani mai vrei, zice, măcar un dolar. Ei, sunt în Evanghelie milionari de oameni, nu de dolari. Și zice, măcar încă unul, câți oameni vrei să mai... Încă unul, măcar. Și se pune la dispoziția lui Dumnezeu și e gata să facă potrivit Scripturii a cuvântului scris și a cugetului celui slab orice ca să-l cucerească. Am fost slab cu cei slabi, versetul 22 din capitolul 9, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Ce cuvinte pline de har, ce cuvinte extraordinare. Ce om care a iubit oamenii, frații mei, avem și noi în seara asta posibilitatea să luăm o decizie, să-i urmăm exemplu în defavoarea noastră, chiar dacă ar trebui uneori. Citeam nu de mult cartea lui Wulbrand, Hristos pe ulița evrească, și dați-mi voie să-l pominesc, că e omurit și cred că se merită, de obicei noi pominim oamenii de bine când? Când mor, cât o trăit, mă rog, poate nu era bine să folosesc exemplul acestui om, dar fiindcă a murit, mă gândesc că se poate de folosit, că măcar când mor oamenii să-i vorbim de bine. Și omul ăsta citeam și era așa un titlu în carte, Totul pentru toți. Și începea să povestească. Mă uit, zic, băi, s-a inspirat din Corinteni, că numai Sfântul Pavel, ei, sigur, și Iisus Hristos, pentru că el nu a făcut să-i placă lui, că dacă îi plăce lui și trăie pentru el, rămâne în cer acolo. Dar primul exemplu a fost Hristos, apoi Sfântul Pavel, și mă uit, zic, uite și omul ăsta a folosit stilul, felul de a iubi oamenii, felul de a-i cuceri, din Corinteni, o luat de acolo și uite, trăiește și el așa. Și el povestea, zice, într-o zi am ieșit pe stradă, și dați-mi voie în două minute să vă povestesc, într-o zi am ieșit pe stradă, zice, să-mi fac slujba mea de evanghelist, să mai predic Evanghelia, să mai găsesc. Zice, și în aceeași zi, asta din o zi povestește din viața lui, zice, m-am întâlnit cu un sionist care era împotriva evreilor, oameni care îi taxează pe evrei. Și zice, îi spun, tu crezi în Hristos? El zice, nu cred în Hristos. Dar de ce? Pentru că a fost evreu. Și el încearcă din Scriptură, spui, dar nu a fost, de ce zici tu că a fost evreu? Biblia spune că el a fost mântuitorul națiunilor. El a iubit oamenii. Și zice, vreau să-ți mai spun ceva, Domnul Iisus tot a fost împotriva evreilor. Zice, și avea aceiași resentimente față de evrei, cum le ai și tu, pentru că și el i-a urât când a fost lacom de bani, zice, a luat un bici și a scos afară din templu. Nu a fost de acord cu evrei, de ce tu zici că el a fost evreu? Și ăla l-a ascultat frumos, zice, eu am predicat Evanghelia, se întâlnești cu alt om, se întâlnește cu un evreu deja. Zice, eu încep să-i predic Evanghelia, zice, eu nu cred în Hristos, dar de ce? Pentru că a fost... Eu iubit pe neamuri, el nu are nimic cu evrei. El zice, stai un pic, cum a iubit neamurul? El a fost evreu. Zice, cum a fost evreu? Dar uite, Evanghelia lui Matei se începe, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui Avram, Fiul lui
David, zice, tu îți dai seama, el a fost evreu din evrei. Și zice, el a iubit foarte mult poporul evreu, zice, mântuirea vine de la evrei. Și a început să-i citească, să-i aducă argumente, că Hristos a fost evreu și a iubit foarte mulți evrei. Zice, s-a dus într-o casă, hotărât să viziteze încă un frate în acea zi și era un frate care se lăuda foarte mult cu credința lui. Nu ținea cont de fapte, nu-i preplăceau faptele, așa scrie el acolo, eu vă povestesc ce a scris el. Și zice, a început să-i spui, fratele meu, tu știi că credința fără fapte e moartă? Și a început să-i zic, al pregi pe Hristos, că pe lângă credință trebuie să faci și fapte. După asta, ieșind de acolo, a intrat în altă casă unui alt frate și fratele care era, zice, era căzut la pământ, plângea, zice, ce plângi, ce s-a întâmplat? Zice, băi, uite, am păcătuit și cred că mi-am pierdut și mântuirea, mi-am pierdut tot, nu? Și a început să-i zică, frate, stai un pic, dar pe noi nu suntem mântuiți prin fapte. Dumnezeu nu se uită la fapta ta, se uită la pocăința ta și la credința care o ai în momentul ăsta. Și zice, trebuie să te ridici. Și obosit în ziua aceea, zice, s-a pus pe o bancă, a ieșit, s-a pus pe o bancă și zice, nu înțeleg, dintre patru păreri, în care cred eu? Și el așa încheie și zice, a fi un misionar, a fi un evanghelist, a fi un om bun al lui Dumnezeu, trebuie să ai un flair artistic, adică să știi a te acomoda în diferite situații. Și asta Sfântul Pavel, frații mei, a făcut. Când s-a dus în Corint, nu a luat sponsorizare. Zice, ce? Ca să-l câștig și pe ăsta. Când s-a dus în Filipeni, de exemplu, biserica de acolo, i-a trămas ceva pentru nevoile lui. Și-a luat și s-a bucurat. Și Sfântul Pavel s-a uitat la om, făcea totul, sigur, cum am spus încă o dată, în ramca Evangheliei, ca să-l câștige pe cel mai slab, pe cel mai neînsemnat frate. Și mă uitam, zic, uite, Doamne, și Vulbran s-a inspirat de la Sfântul Pavel. Și am încrederea în Dumnezeu, că și Sfântul Pavel s-a inspirat de la Domnul nostru Iisus Hristos. Frații mei, în concluzie, vreau încă o dată să citesc cuvintele frumoase care sunt scrise în versetul 31 din capitolul 10. Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu, să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu, după cum mă silesc și eu în toate lucrurile să plac tuturor. Dar nu ești fățarnic, Pavel, cum să placi tuturor? Dar tu trebuie să ai poziția ta, cum? Adică dai după fiecare așa, zice, da, ca să-l câștigi și pe cealaltă. Sunt gata să refuz, să ignori cunoștința mea, sunt gata să ignor dreptul meu în Evanghelie, în capitolul 9, cum am spus. Sunt gata să fac ce pot ca să-l câștig, măcar pe ultimul sau pe cel mai neînsemnat om. După cum mă silesc și eu în toate lucrurile să plac tuturor și zic ca Dumnezeu să ne ajute la asta, amin. Haideți să ne rugăm.